Reamintesc chiar importanța varietății produse locale. Fiecare știm că, ca și varietate, dacă ne raportăm la produsele alimentare, avem o gamă de rase de animale și o rasă de specii de și o gamă de specii de plante. Reamintesc chiar și abilitatea populației de a prelucra și din nou aceste caracteristici datorate geografiei, mă rog, profilului geografic și al climatic și al modului cum se poate face producția. Deci am vrut să fac așa o antiprezentare, ca să intru în detaliul complet de marketing. Am vrut să trec puțin prin conceptul de produs local, de ce un produs poate să primească aroma de produs local. Am trecut puțin prin noțiunea de terroir, care este clar un concept francezesc și pot să spun în avantajere că, mă rog, mai mult sau mai puțin, că Europa se gândește să-l aducă cumva la nivel european, ca să fie mai ușor de manipulat în momentul în care vrem să le dăm o cauză. Am purtat cumva că discutăm de o zonă specifică, care este zona geografică unui, în care se dezvoltă un produs alimentar. Și m-am gândit că foarte, foarte, foarte edificator ar fi dacă aș face o analiză de genul ăsta pe care în zona marketingului foarte familiar, analiza de SWOT, adică iei un produs sau o cauză și o treci prin avantaje, dezavantaje, context, puncte clave, ce avantaje, ce oportunități ar trebui să folosesc și ce frici am și teme. Adică puncte tari, puncte slabe, oportunități și teme. Mă rog, lucru de care mi-e frică și care sunt, mă rog, care este riscul pe care ar putea să-l am vis-a-vis de o treabă pe care vreau să o fac. Ca și puncte tari raportate la secția la produsele tradiționale, la produsele locale, puncte tari. Oamenii care vor să producă în sistemul ăsta, o vor și chiar au discuții cu foarte multă lume, pentru că vrea să fie altfel. Vrea să fie mai bun. Adică, practic, vrea să fie mai calitativ. Vrea să fie altfel. Vrea să fie original, nu vrea să fie standard. Nu vrea să fie standard, pur și simplu. Vrea să-l facă pentru că vrea să folosească sensibile pe care le are în curte. Poate nu vrea să facă o fabrică foarte mare într-o zonă geografică, că poate poluează prea mult canal. Deci un pic de grijă față de mediu. Plus, faptul că vrei să provezi un produs local, înseamnă că te gândești la localnici. La zona de local, la propria comunitate. Exact cum am avut și exemplu dinainte de la Peter. Toți avem bunici, toți avem un trecut în familie, toți avem, să zicem, gusturile copilăriei pe limbă, că fiecare dintre când mă gândesc la ceva bun, mă gândesc la ceva cu care am crescut ca și mâncare. Eu sardeleancă și am crescut cu slănină, am crescut cu jumări. Ne gândim la produsele locale, ne gândim la turismul local, ne gândim la valorificarea potențialului local printr-un lanț de valorificare local. Am cunoscut aseară pe cineva care a spus, eu am pensiune, am o păstrăvărie, am pământ, am animale, îmi fac marca mea și o vând în pensiunea mea. Oamenii care vin în pensiunea mea, care e la munte, când vin aici, nu vor să mănânce salamă din supermarket ăla de la. Vreau să mănânce, băi, venit în zona asta, vreau să mănânc ceva specific zonei. Deci este un om care s-a gândit cum să valorifice local tot ce poate ca să îi fie lui bine. Vreau să facă propriu și-o spus, sunt mulțumit. Evident că ne-am gândit că lor la tăți din greu, dar eu sunt mulțumit. Deja vorbește despre treaba asta. Oamenii care vin, provează din gură în gură. Clar, păi, am fost acolo și am mâncat aia, am fost de acolo și vorba, vorba din vorba, vorba, telefonul fără fi în țara asta, funcționează, este datora umană. Și asta a fost un exemplu despre explorarea culturii locale. Vizitatorii care vin de la altă zonă, când pleacă, rămân pe gust, pe limbă, cu o memorie, pentru că una vrem, nu ne place, ne place să mâncăm. Și până la urmă, asta de fapt științific se cheamă schimb intercultural. Dar e foarte clar că mâncarea, gastronomia, întotdeauna a fost și o să fie un factor de schimb intercultural. Îl las rămâne în memorie pentru că câteodată o stare de bine și o plăcere. Și una pe starta principiul de bază a cursului local este de ce produsul ăsta local este altfel decât un produs, eventual același produs, dar din altă zonă geografică. Practic, evidențierea diferenței dintre produsul acesta și alte produse identice, dar din altă zonă geografică. Și atunci poți să convingi consumatorul asupra specificului local al produsului. Asta ar fi fost punctele tari. Acum, puncte slabe. Dreptul e că
produsele acestea au o viață mai scurtă decât produsele industriale care sunt pline de conservanți, care dau o viață mai lungă produsului. Deci capul slab, e adevărat, distanța parcursă, termenul de valoritate este mai mic, iar distanța parcursă de produs până la piața de desfacere e mai scurtă. Nu poți să mergi cu un produs care are o săptămână termen de garanție la, să zicem, din Moldova la București, pentru că faci o zi pe drum și pierd un zi de termen de valoritate. Trebuie să înveți, să încerci să-l vinzi la o distanță cât mai mică de loc unde a fost produs. Și de asemenea, la produsele de genul acesta, trasabilitatea care este cam obligatorie în România, este HACCP-ul ăsta, care este evaluarea riscurilor, nu este total implementat. Fiind în zonă rurală cu pregădere, nu toată lumea are implementat managementul ăsta, care este, să zicem, un punct slab. Ca și oportunități. În foarte, foarte clar, în termen de sănătate, consumatorii care vin către genul acesta de produse, își manifestă de fapt și dorința de a consuma produse mai proaspete, fără doar și poate punctare, o altă calitate față de produsul standard și cu o credibilitate crescută, în sensul că încă când mergi la piață să cumperi o brânză sau un produs de la sală, zic, mă, ăsta e făcut la el acasă, mă duc acolo să-l cumpăr și mă duc la alimentarea sau eu știu, într-un supermarket. Asta e o oportunitate. Consumatorii care vor să mănânce mai sănătos, mai proaspăt și mai credibil față de ce ne oferă în mediul rural. Și aici trebuie să spun că încă în țara asta și probabil că din ce în ce mai mult, zona rurală este credibilă la oraș. Mi se pare foarte important de punctat. Și este un punctare. Altă oportunitate, investiții în economia locală regională. Nu mai trebuie să mai spun, inclusiv Bogdan, care este aici, militează pentru întreprinderi mici și mijlocii care sunt în zona rurală. Politica agricolă comună următoare are în vedere ferme de subsistență, întreprinderile mici și mijlocii. Prin urmare, este o oportunitate ca și politică europeană agricolă și o oportunitate pentru România, unde media în zona rurală are o mare pondere raportată la teritoriu. Și aici o altă oportunitate importantă este preocuparea consumatorului și nu numai a lui, cât și a politicilor europene. Prin urmare, avem cadrul legislativ pentru conservarea mediului. Pe de altă parte, exact cum vorbeam de foarte multe ori când ne întâlnim cu oameni din zona rurală, cunoștințele sunt, nu sunt atât de mari, să zicem, volumul de cunoștințe nu e atât de mare ca tu, decât la oraș. Și mai departe și mai deasupra și cu atât mai mult, cum să facem televinte mai profitabil. Practic, asta se cheamă o strategie de promovare a produselor. Nu e atât de bine cunoscută față de un mediu corporativ care vine cu niște politici foarte clare de vânzare. De aceea am și invadat fast food-urile, dar invadat supermarketurile, pentru că te atrag. Te atrag cu diverse campanii de promovare, duci acolo. De fapt, te fac să scoți banii cu mâna ta din buzunar, fără să-ți dai seama. Și la noi, mai ales după 90, eu cred că acum deja am început să ne trezim, dar a fost o mare invazie și o mare abundență de asemenea campanii care noi, care eram gustat înainte de 92, le-am gustat și am luat cu două mâini. Eu zic că deja perioada asta de disperare la noi a trecut. Ca să mă întorc puțin la, să zicem, la partea mai tehnică a marketingului, am stătit niște definiții. Avem conceptul de piață agricolă, magazin agricol, vânzare directă și marketing direct. Piața agricolă este ceea ce știm ca și piață și la noi, valoarea directă de la producător la consumator, punct. De la producător la consumator, exact cum a fost poza dinainte, asta e piața, se întâmplă și ziua noastră. Magazin agricol. Aici relația dintre producător și consumator, dar și cu prezență, e tot directă, dar aici avem și prezența altor produse cunoscute de vânzător-consumator. Adică dacă eu mă duc la piață și vând produsul meu și nu mai am meu, magazinul presupune o paletă de produse, mai multe. Vânzare directă, știm ce înseamnă vânzare directă, relația dintre vânzător și consumator, cu o bună identificare și recunoaștere a producătorului. Și vreau să punctez încă o dată cuvântul identitatea producătorului. Vânzarea directă, atunci când un cumpărător sau un consumator vine să cumpere, vine și cumpără ceva și vrea să știe de unde vine. Adică eu trebuie să știu să vând produsul meu local, cu identitatea lui. Marketing direct, strategia de valorificare este stabilită direct între producător și consumator. Adică e o strategie de valorificare. Asta înseamnă că în spate se ascunde o plană.
Sunt niște definiții, patru definiții. Piața agricolă, magazin agricol, vânzarea directă și marketingul direct. Și aici punctez încă o dată și am insistat, folosim cuvântul direct. Legăm de lanțurile scurte. Ca și idee. Și atingem, punem degetul pe rană, strategie de succes. Vreau să punctez în toată strategia. Adică vreau să spun că nu se poate face ceva sau avea un rezultat fără să faci un plan. Cât de mic, dar să fie un pic de plan. Într-o lume, să zicem, mai evoluată sau lume, într-o lume unde profitul este, să zicem, scopul final, se spune că un bun plan este jumătate 50% din reușită. Practic, investim cel puțin la fel de mult într-un plan, pe măsură, la fel de mult pe cât investim în partea practică de realizare unui proces de obținere unui profit clar. Adică, până la urmă, cum adăugăm de valoare, cum adăugăm valoare cu mândrie pentru a obține un produs local. Produsul local, doar și poate, generează deja de mândria faptului că știm să producem într-un fel în țara, într-un loc, care are un anume profil și este altfel decât într-un loc. Face diferență. Mă reîntorc la piețele agricole. La piețele agricole aș putea să trec un pic prin niște idei ca să punctez puțin specificul lor și niște întrebări pe care producătorii de piețele agricole ar putea să-și le pună și să-și găsească răspunsul la ele. Întrebarea este foarte clară. Cum ar putea să, se deposteze produsele? Ar trebui să nu sau trebui să fie refrigerate sau nu? Eu trec puțin prin niște întrebări pe la care oamenii care vor să acceadă la piața agricole ar trebui să-și răspundă. Cum se etalează produsele? Să folosesc standul de expunere sau coșul de expunere? Fiecare îmi dă răspunsul la modul, la ce fel de produs are în funcție de specificul produsului lui. Adică produsul să se prezenta cât mai bine. Se folosesc produsele însele pentru evidențierea zonei de expunere? Sau se folosesc alte modalități de promovare? De umplere și evidențierea zonei. Te gândești la un client, la o broșură. Acum, producătorii care au fost pe afară și au participat la evenimente de astea expoziționale, au văzut la alții că, uite, ăla e un element de promovare. E un panou pe care sunt niște cuvinte cheie, care îți poartă tot sensul, e o poză, poate să fie un client care dai din mână în mână, poate să fie și o probă de produs pe care tu o dai. Omul poate nu mănâncă acolo, dar poate duce acasă și gustă acasă. Toate astea sunt elemente de promovare, care se cheamă panouri, broșuri, pliante, mici probe, care fie le mănânce acolo, fie le duce acasă. Pe de altă parte, consumatorii care vin să cumpere sunt bine informați în ceea ce privește oferta și cât costă, fără să întrebe. Tu, care vrei să vinzi, toți știm că prima întrebare cât costă, poate nu prima, dar a doua este cât costă. Și dacă nu scrie până acum cât costă, trec mai departe. Oamenii, unii mai încăpățânați sau mai mulțioși, întreabă și face întreabă. Dacă nu afișezi prețul, ai pierdut aproape jumătate din potențialul cumpărător. Deci, e bine să oferim informația vis-a-vis de preț și mai mult, trebuie să plătăm pentru faptul că produsul e sănătos, poate vrem să facem pliante despre că ăsta e informația despre, deci, informații despre partea de igiena produsului, pentru că, iată, e foarte importantă. Și aici fiecare poate decide ce să scrie. Spălare, procesare, preparare, deci ce crede el că produsul lui are special. Uite, dacă putem oferi, producătorii pot să ofere mostre pentru consumatori, sau poate să informeze producătorii despre produsele lor. Apropo, am văzut pe un canal de televiziune zilele astea, un experiment făcut, cred că tot în Irlanda, despre o piață locală în care cineva care venea de la muncă de birou vrea să experimenteze, să facă și produse locale. Și a stat o zi și a vândut 4 ore acolo, a făcut acasă niște gemuri, niște conserve și a mers în această piață locală și a vrut să vadă cât vinde în 4 ore. Și de la o oră la alta a văzut că n-are produsele aranjate bine, ceea ce stă în spatele etajerei nu se vinde decât ce se stă în față, produsele care erau mai bine împachetate s-au vândut mai ușor, cele care au avut o etichetă nu s-au vândut deloc, dacă a avut o etichetă cu preț a putut să vândă, bocanele care nu au avut preț afișat nu s-au vândut. Sunt experimente și lucruri din care învățăm.
pentru produsele locale, foarte clar, succesul este asigurat de niște chei, în ghilimele. Prospețimea, entuziasmul, convingerea în care tu vorbești de produsul tău, atunci când îl vinzi, tot într-un alt direct, tot direct și fără intermediar. Produsul obținut la nivel local, poza asta e pusă la iurea, dar în spatele ei s-a făcut cuvântul local. Produsul obținut la nivel local, condiții bune de igienă, trebuie să știm să vindem asta și să povestim și să arătăm că ele sunt, chiar dacă sunt făcute local și la un alt, să zicem, nivel standard de asigurare a securității, ele sunt sigure din punct de vedere al siguranței alimentului, sunt produse de calitate, ele sunt făcute într-un fel, adică sunt unice și ele sunt unice, fără doar și poate. Deci magazinul agricol este deja alt mediu, mă refer la altă definiție a marketingului. În cazul magazinului agricol, e factor cheie pentru succes, fără doar și poate, deja nu mai este la piață direct, deja un pic de strategie, un pic de afacere. Trebuie să văd cum achiziționez produsele, cum le stochez, să discutăm deja de o stocare, avem deja un volum de produse mai mare. O să fiu interesat să fac o bază de date, adică să văd lista mea de oameni de la care fac aprovizionarea, pe de altă parte, și o listă de clienți pe care poate vreau să-i fidelizez. Vreau să știu că ăla, clientul ăla vine să cumpere produsul ăsta o dată pe săptămână. Pentru magazin agricol care deja există în țara asta câteva și în București, deja există treaba asta. Pentru că în lanțul de valorificare, un magazin agricol cu profilul ăsta își are toată justificarea din lume. În măsură în care eu, producătorul mic, nu sunt stare, să n-am timp să mă duc la piață să vând, dar le duc la magazinul ăsta și omul acolo știe că primește la mine marfa, eu mă duc știind sigur că mi-o cumpără și eu de aici un jurnal dintre ăsta de lanț de scurt. E un lanț scurt foarte util în cazul acestui tipul de produse. Deci am o bază de date vis-a-vis de oameni care vin să mă aprovizioneze, am o bază de date pentru oameni care știu că vin să-mi cumpără și stau liniștit în proporție de 76%. Zic și eu, pot să fie 100% în caz de altă. Și atunci, de asemenea, știu ce specific au clienții mei, știu să-mi aduc marfă care știu că îmi satisface clienții mei la sigur, business, afacere, hai să zicem pe românește, afacere care merge într-o zonă de confort al cifrei de afaceri și al profitului. Vreau să știu ce dorințe au clienții mei, deci asta se cheamă cunoștință despre piața acestui tip de produs, cunoștințe către dorințele și opțiunile clienților și, de fapt, asta se cheamă studiul pieței. Nu trebuie să ne temem de cuvinte, că, de fapt, ele spun foarte clar, bunul simț se găsește în cuvinte mai mult, mai puțin prețioase. Dar e bunul simț în afaceri simple. Dacă e să merge mai departe către o rețea de lucru, deja se cheamă că trebuie să avem niște cunoștințe despre promovare. Deci, un pic de coordonare a cărților de promovare, iar folosesc cuvinte prețioase. De fapt, cum să mă fac, cum să intru în legătură sau să mă interconectez într-o rețea de vânzare cu producătorii prin intermediul unor grupuri sau inițiative, acțiuni de informare cu stabilirea unui centru de activități, cum de fapt se pare că este nevoie deja și de fapt în niște zone există deja, centru de informare, că în zona rurală este un punct nevralgic și o rană deschisă, oamenii din zona rurală nu știu unde să ducă ca să întrebe ce-i doare. Prioritizarea conexiunilor în cadrul comunității pe tema acestor produse locale, adică să faci, știm să faci produsele locale, e rolul principal. Cu rețea de informare, cu rețea de promovare a produselor, cu rețea de valorificare a produselor, toate astea raportate la o zonă geografică culturală, care nu are cum să nu găsim, care nu are cum să aibă și o afiere de turism în această zonă geografică. Doar știm, s-a promovat agroturismul care a avut tocmai ca scop valorificarea potențialului local. Nu că s-a aplicat în țară foarte bine, dar sunt oameni care au făcut peisuri agroturistice tocmai în ideea de a valorifica, de fapt, asta și definiția agroturismului, a valorificarea potențialului local. Aici îmbrăcăm cu aceste servicii alimentare, exact ce ziceam, și alte atracții ce țin de moștenirea culturală locală. Adică, în ultimii ani, ok, vin la tine la pensiune, dar ce fac cu timpul liber? Și atunci la pensiune găsim pliante despre o producție locală tradițională și turistul se duce într-o gospodărie și vede cum se face brânză, dar poate să și participe la procesul de facere de producție a brânzei. Sau se duce și
face o mămăligă, face o tocăniță sau face ceva local în zonă. Sunt modele, se poate discuta. Ca și rețele de lucru, practic, de comunicare, de colaborare, fără și poate că sunt niște beneficii. Membrii SRE se pot autosusține prin efortul coroborat. Schimbul de experiență e sfânt. Am putut să văd în ultimii ani, atunci când lumea vine într-un eveniment de promovare, într-o întâlnire, într-o expoziție și vând unul lângă altul același produs, ei vorbesc între ei. Se fură niște secrete, se pun întrebări, oameni curioși. Practic, schimbul de experiență este viu din vorba în vorbă și asta chiar există. Consultanța, că de fapt e un cuvânt care vine tot din teorie, dar de până la urmă e un cuvânt de trebuie, se cheamă să te consumi. Consultanța în interiorul grupului, când cineva merge pe expoziție, clar face un tur să vadă pe ansamblu cam cum e treaba cu expoziție. Practic, abonarea pieței în ansamblu ei, acțiuni promoționale, când participăm la evenimente din casa de grup, se pot face negocieri directe în cadrul acestui eveniment de promovare și de valorificare. În momentul în care cineva organizează un asemenea eveniment de promovare, se cheamă că comunitatea aceea a vrut să facă acest eveniment și a vrut să susțină evenimentul. Cum este cel de astăzi? Se cheamă că comunitatea locală, prefectura, susține acest eveniment de consultanță, de informare, de experiență. Se cheamă că se face și interesul comunității. Ceea ce a făcut domnul Latu astăzi este comunitatea sprijină și susține evenimentele de genul acesta. Aici am vrut foarte mult să adaug turismul de aprovizionare. În România poate s-a auzit deja de drumul vinului. În zona Constanței am avut ocazia să am un contact cu cineva din mediul mierii. Există, doresc să dezvolte un drumul mierii în județul Constanța. Asta sunt efectiv elemente de marketing al unui produs alimentar. Drumul vinului se știe că deja se poartă multe drumuri în țara asta. Drumul mierii se pare că va reuși foarte tare în județul Constanța. Practic, în România trebuie să încurajăm turismul acesta. Oamenii vin să se relaxeze sau vin cu familia, cu vizite, fac un traseu turistic, timp în care mă duc aici și cumpăr mere de la acel, știu că sunt ecologice, mă duc dincolo și cumpăr brânza și mi-ajunge pentru o săptămână, se cheamă că am îmbinat cultura, aerul proaspăt, mișcarea cu aprovizionarea cu acest tip de produse alimentare. E ceea ce spuneam până acum, alimentele ca și cârlic, utilizarea alimentelor ca scop pentru a crea un capital cultural și punct de atracție pentru o anumită zonă geografică, lanțul de aprovizionare care îți dezvoltă experiențe pe mine alimentare și atingi de către consumatori. Astea sunt, să zicem, factori cheie de creștere a turismului de aprovizionare. Rostul alimentar în acest context, fără doar și poate că este rolul nostru principal, cel puțin avem în prezentarea asta, o parte importantă a experienței turistice care oferă o cază unică producătorilor și operatorilor din turism să formeze parteneriate sau să-și diversifice gama de produse. Ca și marketing avem niște beneficii, iarăși mă refer, dar la foarte tare, identificarea acestor oportunități, înțelegerea nevoilor reale ale consumatorilor, produse care satisfacă consumatorii, dar fără să iasă din zona tradiționalului, învățăm să facem un studiu de piață și găsim clienți pe care să-i satisfacem, generăm și profit în cadrul afacerii pe care avem. Mi-am permis, studiind niște informații de mare specialitate la nivel european, să enumăr cam 10 principii esențiale care ar aduce succes unor produse tradiționale. Concentrarea acestei activități asupra nevoilor clientului cu beneficii pentru fiecare membru implicat în afacere și asta o să spun și de o parte și de alta baricadă, atât beneficii pentru producător, cât și pentru consumator. Acest concept de ansamblu care se definească o întreagă activitate, ăsta se cheamă într-o anumită teorie bullseye sau este un motto. Este un cuvânt cheie sau un grup de cuvinte care vând produsul, care fac să se regăsească produsul în trei cuvinte să spui ceva despre produs. Când te gândești la o brânză, spune, Doamne, primele cuvinte care vin în minte, să știți care sunt. Concentrat, în esență, un produs de fapt înseamnă ceva.
E un joc. Sau că dacă facem să ne ferim, în alt principiu, să ne ferim de faptul că afacerea mea e mică. Să nu fim fatalist, să fim curajoși, nu e mică. Fiți flexibili și să facem asta, să zicem, e o tehnică în psihologie, să faci din asta, din dezavantaj în avantaj, să faci punct foarte justific. E afacerea mică, dar asta. Prin urmare, chiar dacă e mică, dar uite că e acumulare, din asta face faptul calitate și un avantaj. E bine să studiem piața, să știm ce vrea clientul, ce ar atrage pe client la produsul meu, pentru ca să fim realiști vis-a-vis de modul cum ne valorificăm produsele. Să înțelegem piața, să ne înțelegem concurența, să ne asumăm să facem concurența. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori când am organizat târgul de promovare curse tradiționale, mă, eu vin cu brânză, dar cât mai au brânză? Că dacă mai sunt încă trei, nu vin. Vreau să fiu singur. Asta vorbește despre faptul că le este frică de concurență. Nu trebuie să ne fie frică de concurență, pentru că din concurență învățăm să fim mai buni și mai eficienți. Ba din contră, după cum vedeți, dacă ne uităm, eu chiar am remarcat, supermarketurile aleg să se placeze unul lângă altul. Asta vorbește mult. Fără onestitate și autocritică și, să zicem, autoevaluare, să zicem, pe o piață liberă, n-am început. Ca să poți să evoluezi, trebuie să te cunoști mai întâi pisica din curtea ta și slăbiciunile tale. Adică fii obiectiv, mai ales cu slăbiciunile tale, pentru că recunoscându-ți-le, așa poți să crești. Nu poți să dezvolți ceva dacă nu cunoști o bază reală. Atât în calități cât și în defecte. Monitorizare și controlare acestor activități. Deci, ideea este să fii corect cu tine însuți și cu concurența ta. Monitorizare și analizare în mod continuu a pieței. Deci trebuie să fim conectați la context. Asta într-un cuvânt. Să știm ce se întâmplă în jurul nostru. Deci să fim informați. Și până la urmă trebuie să înțelegem că marketingul ăsta nu s-a dezvoltat ca știință degeaba. Are restul ei. Adică studiul pieței, concurența, autoevaluarea, nevoia de performanță, modul de valorificare cât mai eficient. Toate astea de fapt se cheamă marketing. Și de fapt, exact cum a spus și Peter, mi-a spus, era scrisă dinainte. Deci, un produs întotdeauna să fie vândut când în spatele lui se ascunde o poveste. Avantajul costului local și a produsului tradițional este că povestea este chiar adevărată. Nu e nevoie să inventăm sau să fim foarte... E o poveste adevărată, o să vândă întotdeauna. Mulțumesc! Pentru că nu sunt întrebări, permiteți-mi, stimați colegi și participanți, să venim la microfon pe domnul senator al zonei noastre de munte, a județului Neamț, Liviu Cumbu. Dați-mi voie, vă rog frumos, să mă închin la propriu, în fața marilor personalități prezente în sală. Mă gândesc la domnul academician Bogdan, patriarhul în sensul de înțelepciune a patriotismului, a noțiunii, nu de vârstă, deci patriarhul, înțeleptul economiei agrare din România. Și eu mă închin în fața mea asta. Prea mult. Să mă închin în fața domnului profesor Radu Rei, cel care a construit, nu a scris, a construit o Biblie a muntelui. Aceasta este realitatea și mulți și-ar dori să o aibă. A fost premiată la ONU, dar prea puțin cunoscută la noi. Să mă închin în fața străluciților lectori. Îi cunosc foarte bine, sunt extraordinar de bine pregătiți. Din păcate, noi nu suntem suficient de pregătiți să putem profita de pe urma lor. Și pentru că am ajuns la lectori, dați-mi voie să-l salut în mod deosebit pe domnul Peter Harney. Am avut ocazia să-l cunosc în afara țării, și a fost una din dățile, din situațiile când mi-a fost rușine, dar nu rușine, foarte rușine. În primul rând când mi-am dat seama cât de ignorant sunt și în al doilea rând când mi-am dat seama că, în fond, un străin de România prin naștere a dovedit atâta dragoste și atașament care, în realitate sau în fapt, lipsește față de România, care de fapt lipsește celor mai mulți dintre noi. Și
calc cu spioșenie în urma dânsului. Sigur, sunt și alți lectori foarte străluciți, în primul rând toți cei prezenți aici, pentru că majoritatea ați supraviețuit și lucrați în zona de munte. Și vreau să folosesc două noțiuni a domnului profesor Radu Rei din Biblie și vreau să amintesc noțiuni, concepte, de fapt, acel de bunătăți ale muntelui și mi-aduc aminte de întâlnirea pe care am avut-o cu primul om care a urcat pe Everest fără mască cu oxigen, Messner, un elvețian, principalul promotor al produselor montane, care peste tot face distinție între mâncare și hrană. Produsele muntelui reprezintă hrană, medicament, pe când mâncare ceva ce bagi în gură. În același timp, să amintesc de mare pericol care ne paște și aduc din nou o noțiune din cartea domnului profesor Radu Rei, și anume deșertificarea umană din zona de munte, care este prezentă și o vedem cu toții. Nu pot, în câteva cuvinte ce o să spun, să nu amintesc despre emblema de la FAO, aceea de asociație a anului 2012 a funcționat sub emblema de asociație și declarația pe frontispiciu tuturor documentelor oficiale era că omenirea va fi salvată din punct de vedere a hranei de asociațiile agricultorilor. Eu zic, dacă cel mai înalt forum agricol a pus pe frontispiciu această deviză, cu atât mai mult trebuie să credem și noi, mai ales din exemple strălucite care le avem. Sigur că am sesizat de mult timp, din 2005, practic, colegii de la Direcția Agricolă Mismartor, dar și cei de la Asociații de Agricole, că în Bistrița Năsăud se întâmplă ceva în privința asociației. Chiar am fost cu grupuri de agricultori, unii sunt în sală, organizați în asociații sau nu, și au văzut cum gândesc acei oameni despre asociațiile din agricultură și în special din domeniul creșterii bovinilor. Am toată încrederea că pe baza unor oameni extrem de inimoși, cu putere de muncă, dar și care au dovedit prin puterea exemplului a reușitei, mă gândesc, o să supere poate mulți, dar nu vreau decât două nume să spun, poate mai mult, doamna Camelia Alexandru, domnul Popa, domnul Cernac, dar și alții, bineînțeles cu ajutorul Asociației Județene a Crescătorilor de Bovine, că vom reuși și noi să ajungem în acea poziție în care, într-adevăr, să fie o afacere creșterea animalelor și mai ales din zona de munte, zona de munte. Și tot repet. Sigur, sunt foarte multe de spus și aș dori să spun destule, dar nu-i momentul. Am vorbit de galuri, s-a vorbit de galuri. Salut eforturile făcute de primarii și în principal, începând cu doamna primar de la Vânători, de a înființa un nou gal, a cărui structură, schelestră, coloană vertebrală o reprezintă tot muntele. Sigur că avem nevoie de instrumente, de lucru. Și cu voia dumneavoastră o să trec la niște lucruri pragmatice, fără să le descriu, dar vreau numai să vă amintesc că au fost făcute câteva propuneri legislative care o să vă influențeze, o să ne influențeze pe toți implicați în zona montană. În primul rând, sunt inițiatorul unei legi prin care se abrogă legea pajiștilor, pentru că știm ce a însemnat, am amânat-o intenționat într-un anumit moment, un an de zile, să aibă timp să o amendeze și să facă normele metodologice,
arheologice, nu s-a făcut în acest interval. În schimb, i-a pus pe toți primarii care au pășuni într-o situație imposibilă, de-a dreptul imposibilă, iar pe cei care au concesionat suprafețe să ajungă în situații de incompatibilitate cu primirea banilor sub formă de sprijin, să nu spunem subvenții. O lege foarte scurtă față de cea veche, foarte pragmatică, nu o formă ideală, dar o formă pe care se poate lucra și o pot oferi sau se poate vedea pe site-ul Ministerului. O să fie niște lucruri foarte deranjante, de exemplu, nu o să fie voie să intre pe pășune cu utilaje, decât cu utilaje pentru lucrări, pentru pășune, acolo unde este cazul, de ameliorare, de reparare și numai de către proprietarul, cel care are în întreținere pășune. De asemenea, am scos din dicționarul legii noțiunea de pâneață și pășune, ci totul sub noțiunea de pajiște, pentru a nu crea echivocuri sau înțelesuri diferite. Dar nu dezvolt mai mult. La o altă lege la care sunt voi inițiator, este cea a laptelui. Se referă la cadrul legislativ a contractării laptelui. Pentru că suntem unica țară, singura, din Uniunea Europeană, care nu avem o relație informațională în privința laptelui, producției, comercializării, prelucrării și atunci am profitat de acest ultimatum care ne l-a dat Uniunea Europeană, a dat instituțiile statului și am reușit să impunem niște lucruri care vin în sprijinul agricultorului, dar în același timp sub rațiunea că procesatorul este un partener, nu un dușman. Dar o să vedeți, să îmbunătățește relația. În primul rând, contractul trebuie să fie de 12 luni obligatoriu. Nimeni nu poate vinde, prelucra, comercializa fără contracte, fără o urmărire și o trasabilitate. Și am pus noi 12 luni, pentru că știți ce se întâmplă. Când poate vițelul unuia înțarcă vaca altuia. Adică vara ajungeam la prețuri ridicole, iarna vin să ne curteze. Și atunci trebuie făcut o relație corectă, o să puteți urmări. De asemenea, am găsit o formă să ajutăm comunele din zona de munte, administrațiile locale, și anume se referă la posibilitatea investirii în drumurile așa numite forestiere, dar care ele de fapt sunt de uzanță publică recunoscută, și anume să poată fi trecută în patrimoniul consiliilor locale sau județene, bineînțeles la solicitarea lor prin hotărâre de guvern, dar vine aspectul nou că ele pot fi retrocedate, deci ca să devină beneficiarea măsurii 1, 2, 5 existente și a celor similare care vor veni, dar să fie retrocedate cu tot cu lucrările de geniu, de artă făcute, deci Torent și celelalte, și în plus ca lucrările de cadastru să fie plătite de către proprietarul actual, respectiv direcțiile, Ministerul Mediului, prin direcții de sindice sau alți proprietari, dar în special gândindu-ne la direcțiile sindice. Sigur că putem, sunt o mulțime de alte propuneri legislative la care sunt co-inițiator sau inițiator, dar astea am considerat că sunt cele mai importante. Bineînțeles și taxarea inversă pune Ministerul în fața unui fapt împlinit. Vom avea război că punctul de vedere a Ministerului Finanțelor în special va fi nefavorabil, dar ne vom lupta. Și de asemenea, săptămâna viitoare, dacă nu luni, în cel mai rău caz, lunea cealaltă, voi propune tot ca prim autor a legii
a prelungirii legii care interzicea vânzarea terenurilor nerezidenților. Este o problemă gravă pentru existența națiunii noastre. Bineînțeles că sunt argumente pro și contra, foarte valabile, foarte adevărate, dar în fond problema este să nu fim dependenți în special nu atât proprietatea, cât efectul care are proprietatea, și anume destinația producției de pe terenul nostru. Nu mai ai niciun instrument să mai poți controla acest lucru. Atât doar vă spun. Din toată inima vă rog, probleme punctuale, să fiu contactat și sub o formă sau alta să le putem, promova. Sub acte, sub formă de act legislativ. Eu nu spun că vom reuși să le punem în fapt. Dar dacă nu încercăm, e ca evreul care se ruga să câștige la loto și aude o voce, dar joacă odată, iți. Atunci, haideți să încercăm să jucăm, să fim parteneri și să dezvoltăm acea noțiune de lobby parlamentar. De asemenea, vă mai comunic că am luat legătura cu o parte din parlamentare din zona de munte. Grupul parlamentarilor sprijinitor a problemelor de munte există, a fost inițiat la gândul și pus în practică de inițiativa domnului profesor Radu Rei. Toți sunt disponibili, trebuie numai să îi capacităm. Și sigur că acest lucru nu poate fi făcut decât de către mari personalități și așteptăm semnalul domnului profesor Radu Rei. Asta e situația și vom încerca să profităm cât mai mult de ceea ce putem realiza. Și revin și am încheiat să devenim într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, parteneri. Să comunicăm. Iar în rest, trebuie să conștientizăm că, într-adevăr, zona de munte ne produce, ne dă bunătăți. Bunătățile muntelui. Nu știu, poate găsiți un concept mai bun, eu ăsta l-am extras din Biblia domnului profesor Radu Rei, de-o zic că îl putem chiar pe etichete, pe publicitate plătită sau voluntară, se poate discuta, bunătățile muntelui. Vreau să vă mărturisesc, în primul rând, că am fost extrem de onorat de invitație. Mi-am notat foarte, foarte mult, poate că niciodată n-am scris atât de mult, dintr-o mare conferință de un conținut atât de real, încât ne bucurăm că este filmat, că este văzut și auzit. Nu vreau să fac niciun fel de remarcă gratuită. Dar aici s-au dat cele mai frumoase lecții la zi. Voi fi, ca și altă dată, scurtcircuitat de bunul meu prieten, profesorul cel cu Biblia Muntelui, și certific aici, dragă prietene, domnule senator, domnule inginer, domnule secretar de stat, dragă Liviu, domnule Bumbu, ai zis foarte bine. Pentru toți din sală însă, dați puțin timpul înapoi, 1971, eu sunt născut în 41, deci la 30 de ani, Radu Rei, de aici și mai bun decât mine, are câțiva ani înainte și este von Rei. Y, ăla este dintr-o familie de conți spanioli, cu o problemă de polonez și o mândrie de demnitate genetică a cromozomilor. Și venea Radu Rei, absolvent de Timișoara, venea la Cluj, eu absolvent de București, ajunsesem la Cluj, am stat 30 de ani, mă onorează. Ne ducem, rectorul Negruțiu, academician, mare, mare om, specialist în zootehnie, da, zice, este o teză interesantă, să faci, deci, partea de dezvoltare a zootehniei în zone de munte. Scurtez totul. A venit cu niște idei numai de zonă necooperativizată. Aveam și noi, comuniștii noștri, nu sunt nostalgic, nu sunt nici pro, intenționez să fiu într-o neutralitate academică, dar după primii ani
lupte, discuții, nu e bine, nu este, trec peste toate. Radurei a rămas demn și a luat doctoratul numai după 7 ani, când s-a văzut că, într-adevăr, este adevărat ceea ce spunea, și rămâne, cum s-a spus aici, cel care sprijină zona de munte și cel care a făcut din zona de munte și ca senator în Parlamentul European al Muntelor. Vreau însă să subliniez pentru astăzi extraordinară chestiune a irlandezului. Bă, nu-i văd. Nu-i nimic, nu-i nimic. El e pretutinde. Vin din Irlanda. Am fost în Irlanda acum 2 săptămâni, în Uniunea Europeană, bioeconomie. Irlandezii sunt un popor mândru, puțini au mai rămas în granița insulei, la Dublu sunt peste 7 milioane plecați afară. O Irlandă care are și comisarul european pentru cercetare, pentru știință, Marie Ken Keane, din Irlanda. Și a ținut ca președinție o conferință a Uniunii Europene despre bioeconomie. Vreau să vă spun, ca să nu credeți că vă iau timpul pentru că n-am ce spune, sau că simt nevoia să vorbesc, faptul că în programul care s-a făcut, și îți mulțumesc, dragă domnule coleg, prieten, și doctor în științe și președinte, și cu ceea ce ești și vei fi în continuare, te vom sprijini. Dacă îți va merge ție bine, ne va merge nouă foarte bine. Deci să te sprijinim să ai funcțiile respective, colegul Petru Latu. Petrica. Vreau să spun că în program este trecut acolo și sunt onorat, este contribuției la biochimie. De mine este vorba de bioeconomie. Nu s-a pronunțat aici numele. Este o economie pentru viață. Astăzi, Uniunea Europeană discută de bioeconomie pe multe trilioane. Adică 1,6 trilioane, un trilion este 1.000 de bilioane, adică 1.000 de miliarde, și când Uniunea Europeană, pentru perspectiva 2030, a depășit 2020 și a votat și are o bioeconomie, o economie pentru viață care transformă biomasa vegetală prin bioconversie în biomasa animală, ceea ce faceți lapte, carne, o bioeconomie care se bazează pe produse alimentare tradiționale, pe produse din piscicultură, pe produse ale muntelui, trebuie să ne legăm și de acest termen. S-a spus foarte frumos în conferința anterioară, vă felicit, mi-am notat, o economie alimentară, o economie regională, o economie locală, etc. Nu! O bioeconomie locală, o bioeconomie regională, o bioeconomie care trebuie să fie. Și mai am ceva. Când s-a prezentat la Dublin, s-a făcut o liniște în sală, s-a prezentat lucrarea din 1930 a academicianului Grigore Antipa. Pentru prima dată în lume, introducea termenul de bioeconomie în zona Dunării și a Mării Negre. Lucrare în franceză, ținută în Franța, publicată în analele Academiei Române, în limba franceză. Deci avem și un român care îi pune această denumire de bioeconomie, economie pentru viață. Foarte frumos a vorbit irlandezul, foarte frumos, de civilizația rurală vie, care o avem încă în România. Este o civilizație legată de bioeconomia rurală. Și dacă știm să ne legăm de acest lucru, și am toată încrederea în Parlament și în ceea ce face foarte bine senatorul Liviu Bumbu, poate să existe și o hotărâre. Noi suntem dintre puținele țări europene care nu avem strategie națională de bioeconomie. N-am venit aici ca să avem nevoie de încă o strategie. Dar avem nevoie, ce spunea foarte bine stimata doamnă de la Brașov, spunea cu atâta patos, da, trebuie să învățăm și un marketing. Dacă este un vehicul, bioeconomia, dacă economia de la munte e vrând nevrând o economie pentru viață, dacă se dau bani în Uniunea Europeană, dacă se dau aceste direcții
de finanțare, trebuie să introducem și noi termenul de bioeconomie. Vreau să închei, apreciind extraordinar ceea ce s-a spus aici și să mă credeți că dumneavoastră veniți de jos în sus. Sunt niște exemple formidabile, exemple date. Există însă generația mea o mare nemulțumire proprie întâi. Ați văzut că ați zis dumneavoastră foarte bine în analizele alea soft, puncte tari, puncte slabe. Punctul slab al generației noastre este că poate am stat mai mult timp în umbră și că n-am spus cu adevăr. Acum ar trebui să avem o strategie sau un consens național pentru dezvoltarea României durabilă și într-o perspectivă. Sigur, 2014-2020, ce reprezintă însă 6 ani în ceea ce înseamnă milenara evoluție montană? Ați văzut că termenul de aici stătea frumos într-o demnitate irlandeză, celtică. Specialistul care spunea de dezvoltarea multimilenară, cuvântul ăsta nu ieșea pentru că, sigur, multi și pluri este latin, multimilenară, dar pronunța a zonei Ceahlăului și să avem de aici elementele date de o perspectivă. De aceea, vă rog, domnule președinte, doctor Petre Latu, Lazar Latu, de asemenea, domnule senator Liviu Bombu, pe dumneavoastră, stimați, dragi colegi, prieteni, sigur, am mandatul domnului președinte Rei, să pornim următoarea inițiativă. Este vorba de faptul că nu pentru 6 ani sau pentru până în 2030 se face strategia mondială și europeană de bioeconomie pentru 2030. Nu. Nici 2050. Știm că vom fi 7 miliarde. Nici o problemă. Tot secolul 21 va fi nevoie de hrană. Nu mai este Kalașnikovul. Nu mai e cine știe ce altă presiune economică. Este presiunea hranei. Ne găsim clar într-o nouă eră geopolitică. Era alimentară, a crizei alimentare globalizate, că o recunoaștem sau că nu. Vă recomand și ultima carte a lui Lester Brown, un mare gânditor pe plan mondial, membru al Academiei Române, de anul trecut, o personalitate care a venit în țară, i s-au publicat nenumărate cărți, Ecoeconomia, o economie legată de factori de mediu. Autorul conceptului mondial de ecoeconomie, Lester Brown, a scris acum cât 2 luni de zile, s-a publicat de o lună de zile în limba română, cartea cu titlu, tradus în limba română, Planeta plină de oameni, farfuriile goale de mâncare. Și spunea, în expresia folclorică, scapă cine poate, spunea, fiecare țară, în condițiile unei crize globale agroalimentare, își face propriul mod de a rezolva acest aspect. Deci noi să legăm tot ceea ce se spune aici foarte frumos de o perspectivă largă, să înțeleagă cei care sunt în sală și care mergeți mai departe. Se spune aici foarte frumos de ideea într-un film Bulgărele de zăpadă. Se va merge pe dezvoltare montană durabilă, dar nu pe 4 ani, pe 5 ani, pe 10 ani, nici pe secole. Se va merge cel puțin pe încă un mileniu, cel puțin tot mileniu 3, omenirea va avea nevoie de mâncare. Deci să știm că dacă dezvoltăm zona montană, dacă dezvoltăm produsele locale, dacă facem un brand din ceea ce înseamnă eco-bio-geostrategii, eco-bio-geosoluții, adică eco-ecologie și eco-economie, bio-biologie și bio-economie, geo s-a vorbit foarte frumos, geografie, mărcile locale și geologie, muntele, deci eco-bio-geosoluții durabile pentru o dezvoltare milenară pentru ceea ce există de-a pururi, o dezvoltare a Carpaților în eternitatea lor. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim mesajului ca scris de domnul academician Alexandru Nicolan. Mulțumim că e prezent la Piatra Neamț. Vreau să știți că a fost și anul trecut în județul Neamț, la Durău, cu ocazia adunării generale ordinare a Piatrei Neamț, în formă de România. Îi mulțumim încă o dată.